Bună ziua! Astăzi vom vorbi despre circulația venoasă, despre sistemul venos sistemic. Venele sunt vase de sânge prin care sângele circulă dinspre capilare, deci dinspre organe, spre inimă și au un volum de 3 ori mai mare decât cel al arterelor. În structura pereților venoși vom avea aceleași 3 tunici ca și la artere, dar cu anumite adaptări. Dacă ne uităm la această schemă generală, vedem de asemenea că seamănă cu un omuleț și sensul va fi, repet, dinspre periferie spre inimă, pentru că vorbim de o întoarcere a sângelui în compartimentele superioare, în atrii. În vene avem niște condiții hemodinamice speciale, avem o presiune scăzută, lipsa variațiilor de presiune, avem o suprafață mai mare, o viteză de circulație mai redusă față de cea din artere. De asemenea, pereții venelor sunt mai subțiri, se destind cu ușurință, o distensibilitate. Venele din partea inferioară a cordului sunt prevăzute cu valvule endoteliale semilunare, un fel de pliuri, au o musculatură mai dezvoltată care ajută la întoarcerea sângelui spre inimă. Sistemul venos al marii circulații se colectează în vena cavă superioară și vena cavă inferioară, care se deschid în atriul drept. Și le vom lua pe rând. Vom începe cu vena cavă superioară, care rezultă prin unirea a două trunchiuri venoase sau vene brachiocefalice. Vena brachiocefalică dreaptă sau trunchi brachiocefalic venos drept cu vena brachiocefalică stângă sau trunchi brachiocefalic venos stâng. Deci avem brachiocefalic și pe dreapta și pe stânga în această situație. Cele două vene brachiocefalice s-au unit și au format vena cavă superioară. Fiecare venă brachiocefalică rezultă prin unirea venei jugulare interne, care aduce sânge din interiorul craniului, ea rezultă din unirea unor așa numite sinusuri venoase, vase situate în grosimea septurilor durei mater, de la nivelul encefalului, cu vena subclaviculară. Deci avem vena jugulară internă dreaptă cu vena subclaviculară dreaptă, se unește și formează vena brachiocefalică dreaptă. La fel și pe partea stângă. Vena jugulară internă stângă cu vena subclaviculară stângă și astfel avem două vene brachiocefalice. Mergând mai departe, în vena subclaviculară dreaptă se deschide vena jugulară externă dreaptă, la fel și pe stânga vom avea vena jugulară externă stângă. Aceste vene jugulare externe aduc sânge de la exteriorul craniului și vedem că se deschid în venele subclaviculare. Fiecare venă subclaviculară putem spune că strânge sângele venos de la nivelul membrului superior respectiv, pentru că ele se află în continuarea venelor profunde de la acest nivel. Astfel, vena subclaviculară dreaptă se află în continuarea venei axilare drepte. Aceasta se află în continuarea venei brachiale drepte. Vena brachială dreaptă continuă vena radială și vena ulnară de la nivelul antebrațului. Acestea continuă arcadele palmare venoase și venele digitale. Deci eu pot spune că vene digitale se unesc, avem în continuare arcade palmare, se continuă cu radiale ulnare, acestea se unesc, vena brachială, axilară, subclaviculară, brachiocefalică în urma unirii cu vena jugulară internă,
venă brahiocefalică dreaptă, stângă, se unesc și avem vena cavă superioară. Deci mergem de la periferie, dinspre țesuturi, spre inimă, spre atrii. De asemenea, un sistem venos special care se deschide în vena cavă superioară, înainte ca aceasta să se deschidă în atriul drept, este sistemul venos azigos, care adună sângele venos din spațiile intercostale, de la esofag, venul esofagiană, de la plămâni, vene bronșice, de la pericard, vene pericardice, de la diafragm. Deci sistemul venos azigos se deschide în vena cavă superioară, înainte ca această venă cavă superioară să se deschidă la rândul ei în atriul drept. De asemenea, la nivelul membrului superior avem două, putem să spun că avem două sisteme, avem vene profunde, acestea despre care am vorbit, care poartă aceleași denumiri, aceleași nume ca și arterele pe care le însoțesc. De regulă, arterele mici și mijlocii sunt însoțite de câte o două vene, în timp ce arterele mari, așa cum de pildă este artera axială, axilară, numai de câte o singură venă. Dar la nivelul membrului superior avem și vene superficiale sau cutanate, se numesc așa pentru că se găsesc imediat sub piele. Le putem vedea cu ochiul liber prin transparență și, pentru că au o culoare mai albăstruie, aceste vene superficiale nu însoțesc arterele și se varsă în venele profunde. La nivelul lor se fac injecțiile intravenoase, se fac perfuziile și dintre aceste vene superficiale amintim vena cefalică, care merge pe fața externă a brațului și se termină în vena axilară, și vena bazilică, care merge pe fața internă a brațului și se termină în venele brahiale. Deci, cefalică și bazilică. De regulă, injecțiile intravenoase se fac în vena cefalică. Aceasta a fost vena cavă superioară. În ceea ce privește vena cavă inferioară, aceasta colectează sângele de la nivelul pereților și organelor din abdomen, din micul bazin, de la membrele inferioare. Vena cavă inferioară rezultă prin unirea venelor iliace comune. Vena iliacă comună dreaptă cu vena iliacă comună stângă. La rândul lor, aceste vene iliace comune rezultă prin confluența, prin unirea venelor iliace interne cu venele iliace externe. Deci vena iliacă internă dreaptă se unește cu vena iliacă externă dreaptă și formează iliaca comună dreaptă, la fel și pe partea stângă. Vena iliacă externă dreaptă și stângă se află în continuarea venei femurale, care se află în continuarea venei popliteie. Vena popliteie se află în continuarea venelor de la nivelul gambei, și anume avem două vene tibiale, anterioară și posterioară, și o venă fibulară. Iar acestea continuă arcurile venoase plantare, care continuă venele digitale drepte și respectiv stângi. În traseul ascendent, vena cavă inferioară primește sânge de la organele din cavitatea abdominală, deci primește mai mulți afluenți, putem să-i numim, și anume avem patru vene lumbare care aduc sânge venos de la nivel parietal, de la pereții abdominali, din zona aceasta lombară. Apoi avem venă gonadală, ovariană sau testiculară dreaptă,
Vena gonadală stângă. În cazul venei ovariene stângi, ea se duce și se deschide în vena renală stângă. Venele renale dreaptă și stângă, care aduc sângele venos de la nivelul rinichilor, se deschid în vena cavă inferioară, care își continuă traseul său ascendent. Apoi primește sângele de la venele suprarenalelor, care aduc sângele venos de la acest nivel, și de asemenea cele două, trei vene suprahepatice cu sânge venos de la nivelul ficatului. Vena cavă inferioară traversează diafragmul, intră în cavitatea toracică și se deschide, așa cum vedem, în atriul drept. O venă specială a marii circulații este vena portă, care începe prin capilare și se termină prin capilare. Ea începe prin capilare la nivelul tubului digestiv subdiafragmatic și sfârșește prin capilarele sinusoide de la nivelul ficatului. Transportă la ficat sânge încărcat cu substanțe nutritive absorbite la nivel intestinal și rezultă prin unirea venei splenice cu vena mezenterică inferioară și mezenterica superioară, și intră în ficat prin hilul ficatului, dă ramuri lobare segmentare, se termină în capilarele sinusoide de la nivelul lobulilor hepatici. Vena cavă inferioară, deci putem spune încă o dată că adună sângele venos de la membrele inferioare, de la pereții și viscerele din bazin, de la rinichi, de la glandele suprarenale, și traversează, așa cum am văzut, diafragmul, deschizându-se în atriul drept. Dacă încercăm să avem o imagine de detaliu a venei porte, această venă specială care începe și se termină prin capilar, deci fiind sistem vascular de tip port, iată, observăm cum capilarele la nivelul splinei, da? se unesc, formează vena splenică. Capilarele de la nivelul intestinal, de la intestinul subțire și prima parte a colonului, da, formează între structura venei mezenterice inferioare. Vena splenică se unește cu vena mezenterică inferioară și acest trunchi venos se va uni cu vena mezenterică superioară, care aduce sângele venos din restul intestinului, și formează vena portă, care, iată, intră prin hilul ficatului, în ficat, în ramuri lobare segmentare, până la nivel de capilare sinusoide în lobulul hepatic. Întoarcerea venoasă. Am văzut că sângele venos circulă de la periferie spre inimă. Venele au două proprietăți. Este vorba de distensibilitate și contractilitate. Observăm cum artera aortă pornește din ventriculul stâng. La acest nivel, presiunea sângelui este mare, 100 mm coloană de mercur, iar viteza este de 500 mm pe secundă. Pe măsură ce calibrul vaselor de sânge scade, când ajungem la nivelul capilarilor sanguine, ajungem la o presiune mult mai scăzută și o viteză mult mai scăzută, iată, de 1000 de ori mai mică decât viteza de la pornire din ventriculul stâng. Deci 0,5 mm pe secundă. În urma schimburilor, capilarele venoase se unesc și formează vene. Venele de sub nivelul cordului au pe traiectul lor acele pliuri, aceste valvule semilunare care fragmentează coloana de sânge, ajutând la întoarcerea venoasă.
Observăm că natriul drept presiunea este de 0 mm coloană de mercur. Dacă comparăm la nivelul capilarelor, avem 10 mm coloană de mercur. Iată că întotdeauna avem de la presiune mare la mică, de la 100 la 10, de la 10 la 0. Viteza crește pe măsură ce calibrul venelor crește, astfel încât în venele mari avem o viteză de 10 cm pe secundă sau 100 mm pe secundă. Deci venele cave se deschid în atriul drept. Și întoarcerea aceasta venoasă este ajutată de mai mulți factori, cum ar fi aspirația toracică, care se, mai ales în timpul inspirației, influențează predominant presiunea din venele mari, realizând o aspirare a sângelui spre corp. Practic, în timpul inspirației, diafragmul coboară și atunci presiunea din abdomen crește, o depășește pe cea din torace, împingând sângele spre corp. Contracțiile ventriculare, aici vorbim de presiunea, de funcția de pompă a inimii. În sistola ventriculară este tras în jos acest planșeu atrioventricular, astfel presiunea intraatrială scade și mai mult, contribuind apreciabil la întoarcerea venoasă. Apoi, presiunea sângelui din capilare, am văzut că este circa 10 mm coloană de mercur la nivelul capilarelor, pe când la nivelul atriului drept avem o presiune de 0 mm coloană de mercur. De la 10 la 0, de la presiune mare la presiune mică. Oricum, diferența de presiune este mult mai mică decât pe traseu arterial. Ne-am plecat de la 100 mm coloană de mercur și am ajuns la 10. Deci această presiune împinge sângele dinspre capilare, dinspre venule, spre venele mari, în care presiunea scade progresiv, ajungând cu cât ne apropiem de cord. Un alt factor care influențează întoarcerea venoasă este reprezentat de pulsațiile arterelor care comprimă venele și care se găsesc în vecinătatea lor, contribuie astfel la întoarcerea sângelui spre cord. Deci, iată vene profunde lângă artere omonime și acestea fac un adevărat masaj pulsatil, ajungând la întoarcerea sângelui venos spre inimă. Venele superficiale întâlnite la nivelul membrelor, la nivelul membrelor superioare, am văzut vena cefalică, vena bazilică și la nivelul membrelor inferioare avem vena safenă mare care se termină în vena femurală, vena safenă mică care se termină în vena popliteie. Aceste vene superficiale se deschid în venele profunde și iată asupra venelor profunde un masaj realizează pulsatil, realizează arterele, dar și mușchii striați din vecinătate, împingând încet încet sângele spre cord. Un alt factor este reprezentat de contracția aceasta musculatură sclerice, care am văzut că intervine alături de pulsațiile arterelor, ajutând la întoarcerea venoasă. Gravitația acționează, favorizează evident doar circulația sângelui din venele situate deasupra cordului și are efect invers asupra celor situate sub cord. De aceea sunt foarte importante aceste pliuri, aceste valvule endoteliale semilunare care fragmentează coloana de sânge, ajutând la întoarcerea venoasă. Presa abdominală, am văzut că este o presiune pozitivă în cavitatea abdominală, e presiune mai mare decât în torace și în felul acesta este favorizată întoarcerea sângelui spre inimă prin vene.
Deci, iată, am văzut factorii care ajută la întoarcerea venoasă. Am văzut că funcția de pompă a inimii are un rol esențial, de asemenea aspirația toracică, și am văzut diferențele de presiune și de viteză de-a lungul sistemului circulator. Cele două proprietăți, distensibilitatea, care îmi asigură creșterea capacității venelor, spuneam cam de 3 ori față de cel arterial. Dacă au o mare distensibilitate, venele constituie, putem spune, adevărate rezervoare de sânge. Sunt vase, venele sunt vase ale capacității. În ele este depozitată o mare parte din volumul sanguin și acesta este un volum sanguin de rezervă care este mobilizat în caz de nevoie. Mobilizarea sângelui se face la nevoie prin contractilitatea venelor. De exemplu, în caz de efort fizic, când este nevoie de mai mult sânge circulant care să transporte oxigen și substanțe nutritive spre mușchi în activitate, centri nervoși simpatici comandă contracția pereților venilor din splină, din ficat, principale organe de depozit ale sângelui și mobilizează astfel în circulație un volum suplimentar de 1000 până la 1500 de ml de sânge. La fel, să știți că se întâmplă în caz de hemoragii, când sângele acesta de rezervă înlocuiește volumul de sânge circulant. Deci, iată cât de importante sunt distensibilitatea, vase de rezervă a sângelui, contractilitatea, mecanism prin care este mobilizat sângele stagnant, sângele din sistemul vascular. Și, de asemenea, am văzut vena portă, venă specială a mare circulații, precum și principalele vene din sistemul venos sistemic. În speranța că v-am ajutat să vizualizați un picuț mai bine sistemul venos, vă urez o zi frumoasă în continuare, numai bine!